Salut, salut, fratele, eu sunt Scaro și astăzi vreau să încep un fel de miniserie nouă în care eu sar unde îmi ziceți voi să sar și trebuie să fac win din locația respectivă. Dar cu ocazia asta vreau să și învățăm împreună cum ar veni diferite zone, potențiale zone noi de landing, fiindcă eu, de exemplu, mă duc doar în Risky și în Fatal. Bine, nu doar în alea, dar 90% din timp sar în Risky sau în Fatal. Sunt capete opuse ale hărții și mereu autobuzul e mai apropiat de una din alea două zone. V-am lăsat aici pe fundal și setările mele, că mă tot întrebați, băi Scaro, ce rezoluție ai? M-ați întrebat foarte mulți la videoclipul anterior, băi, ce rezoluție ai, bla bla. Eu am 1600x1080, videoclip făcut de Envy, care a explicat cum să vă puneți și voi rezoluția asta. Și a trebuit să-mi dau și anti-aliasing-ul și texturile pe high, fiindcă se vedea destul de nașpa, fiindcă rezoluția asta nu este una, hai să zicem, naturală, fiindcă este mai stil mai turtită, cum spuneți mulți, e turtită, dar e lăbărțată, e trasă așa de ea. Și atunci pixelii se văd ciudat, nu, texturile sunt mai ciudate și de-aia îmi trebuie anti-aliasing și am pus texturile mai pe high. Bun, asta a fost o mică paranteză și ca și mini-serie, astăzi o să sar pe Kevin, fiindcă de când am început noul sezon eu am sărit cred că o dată sau de două ori, chiar în prima zi când a apărut Kevin sub formă de munte sau ce-o fi el. Și din episodul următor vreau să lăsați voi în comentarii unde să sar. Aleg o zonă, gen cât mai ciudate zonele, dacă se poate. Și dacă aveți zone de ale, nu știu, 3 copaci și de lângă ceva zonă ciudată sau, nu știu, 3 copaci de lângă Risky din Wailingwood, bla bla bla, în fine. Vă vin voi idei, vă descurcați voi să-mi explicați unde să sar, cum, când, de ce, bla bla bla. Bun, asta a fost tot, hai să dăm drumul. Îți curioz dacă și crește sau scade în altitudine muntele ăsta. Că asta chiar nu știu. Și unde găsesc loot aici, iar nu știu. Bine, a, uite un chest pe insulă. Plus niște arme basic pe aici, azi bandaguri. What? Mă ridică. Păi băi, frate, oh my god. Bun, dăm ăsta repede, sper că n-are nimeni treabă cu mine. Se aud tot felul de sunete super weird. Hello. Ce-mi dă la piatră? Ah, că e fosilă, gen. Uite încă un chest, uite lemn. Easy lemn. Easy, alea nu-s pietre, bun. Trebuie să mai fie player pe aici, hai să fim serioși. Bineînțeles că-mi dă, uai, shotgun heavy. Încă un M4. Bă, loot-ul e super forțichii. Facem, uite așa. Easy deplasare. Îmi place, îmi place, îmi place. Dă după mine, că nu... direct 60, shit, son. Bun, hai să mergem la ăla, nu? Hello. Ok, nu așa funcționează. Cum să-l batem noi pe tipul de sus? Că el practic mă vede pe mine fără ca eu să-l văd pe el. 60. Ok. Așa-l batem. Avem primul kill și mai era un tip aici care se tot învârtea. Cum să ajungem noi la ăla acum? Asta e întrebarea. Deja ne strălucește cornul. Mamă, mamă, asta cred că-i... prima dată din sezon. Bine, nu, nu, nu. Chiar când a început sezonul nou, am mai fost pe insula asta și atât. Gen, sezon nou, am vrut să văd care e treaba cu insula plutitoare, evident. Și asta a fost tot. În rest n-am mai fost până acum pe insulă. Și asta ar fi prima și prima dată în două săptămâni. Asta e deja a doua săptămână de challenge-uri în care eu vin pe insula asta. Mă așteptam să fie mult mai mulți playeri, că tot văd videoclipuri de astea pe net în care e plin de playeri. Ai de mine cum ori intra șaturile. Păi ce se întâmplă? Azael... ceva, am înțeles. Băi, frățichiu, nu știu, dar ori intrat cum trebuie, if you know what I mean. Bun, hai să ne luăm chestia asta. Și... ce-mi place pe insula asta e că poți foarte ușor, dacă e zona departe, să pleci. E ca și cum avea un ceva mai bun decât un jump pad. Văd că sunt copaci destui. Îți curioși și materialele cum sunt pe insula asta.
100. facem bine de tot. Vreau să fac un fel de serie în care să sar în fiecare zonă, mai importantă, mai puțin importantă, să vedem cum e zona de început, gen, dacă ai materiale, dacă ai dropuri, playeri, dacă vin de obicei sau nu vin de obicei. Ok. Oh, aici e loot-ul ăsta. Ce? Am văzut ceva mov acolo, în afară de pistole, am mai văzut ceva mov. Bă, am 500 lemn deja și nu m-am chinuit foarte tare să farmez. Heavy shotgun, totul mi-avea heavy shotgun, frate. Deci am 500 lemn și nu m-am chinuit deloc să farmez până acum. Avem extra gloanțe. Vreau să văd exact pe unde e loot și pe unde sunt chestii de astea, că eu nu prea știu zona. Hai să urcăm pe casă și noi, să ne uităm în jur, să vedem, poate mai avem extra chestii de luat. Ăsta nu-i plăceau gloanțe, nu știu de ce nu-l luat. No, bun. Nu mai văd playeri. Am mai avea niște easy lemn pe aici. Hai să luăm, why not? Adică am 500 lemn. Da, dar nu prea avem alte materiale pe aici. Avem niște piatră și niște fier. Avem puțin din fiecare, dar mai mult lemn. Adică avem puțin piatră și puțin fier, dar avem destul de mult lemn. Bă, nu mi se pare rea deloc zona asta, sincer, de început. Acum, ar mai fi problema aia că de obicei sunt mulți playeri aici, de obicei. Dar eu am dat de-abia de 2 și nu știu dacă au fost mai mulți și s-au omorât între ei sau nu. Și, uite, mai avea piatră înăuntru și fier aici. Ne dă câte 5, e destul de puțin fier. Ținând cont că trebuie să le dăm 2 bucăți, îi sărăcie pe fier. Vreau să văd ce se poate sparge, ce nu se poate sparge. Asta e zonă nouă pentru mine. Ok, dacă nu mă înșel, țevii de astea sunt pe Save the World în orașe. Și cred că e prima dată când le-au băgat în Battle Royale. Adică nu știu o altă zonă unde sunt țevii de alea. Deci am 300 piatră și sunt sigur că pot strânge mai multă. 200 lemn până acum, dar sigur pot strânge și lemn mai mult. Și 700 lemn. Am greșit, nu? Nu. 200 fier, nu lemn. Cred că am zis greșit, da. Și ca să plecăm, hai să încerc să plec cu stil. Alea, nu spune. Hai să încercăm să plecăm cu stil. Asta e desfăcut ceasul de mine chiar. Cât? 5, hai, 3 bucăți dacă nu dai bine. Dau una și uite aici. Woo! Nice. Stai să luăm mai mult avânt, frate. Stai, uite așa. Ăla-i. Bun. E ok. Let's go. Match început în... Noi nu știu, cum e cel la muntele ăsta? În Kevin, uite player în față. Match început pe Kevin, care a fost odată un cub, acum este un adevărat munte. Shit, m-au văzut? Nu, dar m-au auzit sigur. Ce prost trag? Trage cineva după el. Bun. Problema cu toată treaba asta e că eu nu mai am armură acum. Mi-a dat prea mult damage, nu e ok. N-am deloc armură. Că și el era cam sărăcie pe armură. Bine, pe armură, pe resurse. Oh, nevermind. Retrag ce am spus. Era player pe acolo, pe undeva, care a tras în prețul meu aici de față. Ni lama. Vreau lama aia, sincer, și după aia mă duc să mă bat. Nu văd rostul. De ce m-aș bate acum? Dacă am văzut lama acolo, că poate îmi dă ceva shield și poate la mi-ar da un sniper de la mai necuvincios. Oare la mă pușează sau știe că am fugit? Tare curios. Bun, extra miniuri. Am... What? Mi-au căzut 9 miniuri din lamă? Îs doi pe munte, dar nu sunt zonă. Dar nu-i zona departe. Hai că mă duc spre ei. De ce nu? Mă duc spre ei puțin. Cu materialele nu stau rău. Azi chiar 3 acolo care se bat. Ăla a ajuns unul sus, că am văzut construcție. Deci unul e sus acolo, nu e ok. Trebuie să am grijă la ăla. Sunt aici cel puțin 2. Bun. Un bullet. Și ar mai fi unul pe munte.
Bun. Nu vreau să-mi iau prea mult damage. Trăiești pe viață. De ce am venit aici? Că nu mai țin minte. Bun. Mai este încă unul cu bazuca. Mai e unul sus. Eu am uitat că am prostia asta de item. Poate muream din falling damage. Știu că sunt bandaje acolo. Nu e așa? Nu ai? N-am timp să stau aiurea. Pe munte acolo 100% sunt bandaje. Nu știu de ce vreau ăla să se bată cu mine. Și interesant cum nimeni nu dă în el. Câți oameni erau pe acolo? Ioi, câte materiale am stricat. Ok. Incredibil. Ok, era să fac o schemă. L-aia a lăsat cred că unul viață, frate. Încă un bandaj și fug. Sau hai că fac, uite așa. N-am timp de altceva. Și stai, dar nu era jumper, l-o spart? Serios? Bun. Am avut 1000 lemn aveam. Mai știți? Dar noi am zis că sunt șmecher, am zis că mă duc să mă bat acolo la grămadă. Chiar dacă am prins niște kill-uri easy peasy. Văd acolo ceva loot destul de interesant. Sau ei? Nu știu dacă e interesant sau nu. Bun, a murit. Asta înseamnă să fii barosan. Ăla a zis că dă odată un build battle. Dar nu înțeleg, că noi eram în zonă, da? Nu înțeleg exact care a fost planul lui. De ce au ales să se bată cu mine cum ar veni acolo, în zona aia? Mai sunt 9 live, eu am 5 chiluțe. Dar nu am materiale. Ceea ce este o mare, mare, mare problemă. Vreau să iau fiecare copac pe care îl găsesc până în zonă. Am foarte multe gloanțe. Ok. Ăsta a fost un clasic spam de tot ce am, frate, în ăsta, știi? Cam asta a fost strategia. L-am văzut și am zis, băi, eu dau cu tot ce am în el. Nu știu exact care era planul lui, ce făcea aici. Ok, pușcoi, trap, în rest nimic interesant. Uite niște materiale. Și asta a fost tot aparent. Da, n-avea prea multe chestii. Interesant cât timp a stat ăsta aici la margine să mă pândească pe mine, frate. Și-o tot construit, și-o tot construit. Mai am de asta de gheață. Chiar eu puteam să mă duc în zonă foarte repede cu asta de gheață sau să scap. Uite acolo niște loot. Mi-a dat armă măcar și armă bună, frate. Au intrat șaturile destul de bine. Puține, nu sunt multe kill-uri, dar nu erau deloc. Tuc, 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 tuc. Vreau să mă duc, v-am zis, vreau să mă duc cumva în fiecare zonă, frate. Pe rând. Să văd exact ce-i ca lume, că
Cred că, no, sincer, nu știu dacă sunt încă zone în care să nu fi fost deloc în jocul ăsta. Dar nu m-ar surprinde, știi? Să-mi iau grenade launcher. Hai să-l iau, frate. Da, 7, pentru 7 rachete nu le iau. Nu le iau. Dacă erau mai multe, mă băgam. Dar sunt prea puțin rachete, zic că nu merită. Dacă aveam 12, măcar 2 încărcătoare, da? Unul de rezervă, cum ar veni, mă băgam. Come on, ce fail. Aici, ba, pot. Mă mir. Să recepem materiale. Mai suntem 8. 8 playeri frumoși. Bine, eu sunt cel mai bangos ca să Dark Bomber. Și am un emote pe care trebuie neapărat să vi-l arăt, că nu vi l-am arătat. Lichepinen. Ok. Țineți cont că eu filmez chestiile astea noaptea, dar noaptea în teorie ar fi playeri mai bunicei, chiar dacă ăștia de care am dat nu au fost foarte străluciți, dar n-au fost nici boți complet. I-am și prins în momente de astea mai puțin favorabile. Uite-l pe unul. Deci sunt doi pe munte, cred, unul în față și unul în dreapta, care trăgea în ăla din fața mea. Problema cu situația asta e că eu n-am high ground și trebuie să mă duc în high ground. Cum să o facem? Am ceva pe monitor. Cum să-mi iau eu high ground aici? Știu sigur că e unul în partea asta pe undeva, dar nu știu unde. Că am văzut că trăgea după ăla. Și n-am atâtea materiale încât să pot să-mi permit să-mi toc, gen, să-l pușesc pe unul de aici, dacă mă vede, de exemplu. Știu să trag în construcțiile mele, să tot pușez. M-au văzut? Ce-i drept e că nu mi-aș lua nici high ground-ul ăluia. Ăla mi se pare că are mare avantaj acolo. Dacă aveam sniper, dacă luam sniper-ul și nu bandajele, era alt cumva. Că eu tras unul în spate. Stăm, uite așa, nu știu ce să fac în situația asta. Că mi-e urât să-l pușesc pe ăsta, dar aș putea, că nu cred că e atent, dar după aia dacă îmi dă ăla de sus, dacă îmi dă ăla hituri, știi ce zic? Nu știu la cine se uită exact. Cred că se uită la ăsta din față, care și-a pus trap. Încerc să o joc mai safe, că, uai, dar ăla pare nubuleț. Ok. Oh my god, și acolo nu vine să cred și eu nu pot să trag în ei. Nu știu să meditez niciodată seara când fac de astea. Să mor tu că vine la mine. Îl pușează? Se bată acolo? Eu am jucat ca un pusi acum, am stat aici liniștit. Ok. Și am rămas eu cu ăla. Cu mult loot, sper eu. Sunt trap-uri, nu văd, bun. Că nu-mi plac trap-urile de alta, știi, de-aia întreb. Mulți se bat și scarul câștigă. Îmi place. Aha, e unul în spate și mai e la în față, ok. Și unul, uite, chiar acolo. Ce snipe-ușor mi-ar da. Chestia că ăsta din turnul din spate ar trebui să se miște și foarte repede. Dreptică și eu.
Hai, fratele meu, ăla-i. Dacă îmi vine la pe la spate, mă nenorocește. Are și sniper, oare, mă întreb. Este că eu nu mai sunt în zona aici, am înțeles. Dar nu-i bine nici așa că îmi pierd high ground-ul. Oh, sărăcuțule, era nu buleț. 33. Zona este la mine, ok. Nașpa de tine, frate, atunci, nu? În teorie, dacă am zona. Are sniper, cred, sau? Are de la dur. Și îl împinge zona, bun. Hai că jucăm safe. Adică am jucat până acum safe. Acum, probabil vrea să-mi dea un shot de ăla, să mă omoare, să câștige meciul, fără să vină la mine, gen, sau? Are jump pad. Îți crezi ce face? Îmi dau asta preventiv. Let's go. Eu n-am jump pad, nașpa. Cum o joci, frățic? Eu că te împingi. Opa, vine zona. Și la mine vine cei drept. Au, coborâ și el deodată cu mine. Mamă, ce urât am tras aici, puteam să-i dau damage lejer. L-am pălit, my god. Ciudat match. Bun, asta a fost tot, I guess. Și băgăm cel mai tare emote. Și îmi place după aia când face și arată către alții, știi? Bă, tu ai, care a fost? Care a fost, știi? Super tare în modul ăsta. Păi asta a fost tot, fraților. Dați un like dacă vreți să mai vedeți episoade de genul. V-am zis, vreau să fac o serie în care vreau să sar în fiecare locație diferită, să vedem cam cum e loot-ul, cum sunt oamenii, cum bla bla bla. Ați prins ideea. Și să aveți o zi super faină. Bye, bye.